Lucrările la bazinul descoperit din cadrul Complexului Sportiv Național La Scărpană continuă. Execuția a început în urmă cu 3 ani, în 2019, însă a fost întreruptă în 2020, când nu au mai fost alocate niciun fel de sume de la minister pentru continuarea ei. Încă o tranșă de bani a venit ulterior în anul 2021, iar din fondurile respective se lucrează și astăzi, a precizat conducerea instituției. La ora actuală se lucrează, urmând ca lucrarea care s-a licitat să se termine, dacă ne lasă vremea, undeva în 2 săptămâni. Din păcate, mai urmează partea de dotări. Dotările însemnând un cazan, cele 3 pompe de recirculare a apei și stația de clorinare, și cu plajele către cazane și panourile solare care se vor pune pentru încălzirea apei. Pentru ca bazinul să fie gata și să poată fi dat în folosință, mai sunt necesare o serie de lucrări pentru care conducerea complexului sportiv din Baia Mare trebuie să primească fonduri de la minister. Dacă banii respectivi vor veni anul acesta, atunci investiția ar putea fi terminată până la finele lui 2022. Noi am trimis la minister și avem promisiunea, nu pot să spun ferm, avem promisiunea că la rectificare ni se va da această sumă care este echivalentă a aproximativ 840.000 de lei. Dacă primim suma, în mod normal, bazinul ar trebui să se termine. Dacă nu primim suma, se va termina tot ce înseamnă parte de instalații, tot ce înseamnă parte de interior, urmând ca partea de dotări să se finalizeze ulterior. Oricum ar sta lucrurile, însă nu există speranțe ca bazinul descoperit să fie dat în folosință anul acesta. Cel mai repede acest lucru ar putea fi posibil abia din 2023. Odată gata, bazinul va fi destinat sportivilor de performanță care se vor putea antrena aici. Trebuie precizat că noul bazin nu va fi deschis publicului decât strict pentru activități sportive și nu de agrement.